Forța Civică și PNCCD au refăcut alianța. Da, Forța Civică, formațiunea condusă de Mihai Răzvan Ungureanu și liderul PNCCD Aurelian Pavălescu au semnat astăzi protocolul privind înființarea noii alianțe de centru-dreapta, menită să pună bazele principalului pol de dreapta din România. Colega mea Iulia Teodorescu vine cu mai multe informații. Iulia, bună ziua! Ce presupune formarea acestei alianțe? Bun găsit! Alianța pentru Dreptate și Adevăr și o propune o alianță bazată pe prietenie și încredere din care toți membrii trebuie să dea dovadă de respect. Iată, principalul obiectiv este reprezentarea polului de dreapta cât mai bine și continuitatea unui proiect politic pe termen îndelungat, și asta întrucât în 2004 alianța a dat o majoritate parlamentară, iată, a dat un guvern. De altfel, spuneau cei doi reprezentanți ai celor două partide, Forța Civică și PNCCD, că își doresc o colaborare pe valorile esențiale ale dreptei, ale apărării democrației, ale statului de drept, ale libertăților și drepturilor cetățenești. Totodată au spus că este o alianță deschisă pentru toți cei care sunt dispuși să respecte principiile alianței pentru dreptate și adevăr, și asta întrucât nu vor face niciun compromis și îi vor accepta în această alianță doar pe cei care știu foarte clar că vor să ducă aceste obiective la bun sfârșit. Totodată spuneau că există însă o excepție, și anume USL-ul, și asta întrucât ei sunt responsabili pentru situația actuală din România. Mai mult decât atât, atât Mihai Răzvan Ungureanu, cât și președintele Partidului Național Țărănesc Creștin și Democratic au spus că ar fi onorant atât pentru Forța Civică cât și pentru PNCCD ca Traian Băsescu să facă parte din acest proiect după 2014. În condițiile date, hotărârea Consiliul Național Forța Civică este de a face alianță cu Partidul Național Țărănesc. Vă mulțumesc! După votul privind formarea alianței, liderii celor două formațiuni politice, Mihai Răzvan Ungureanu și Aurelian Pavălescu, au semnat protocolul care stă la baza noii alianțe. Cei doi lideri au declarat că alianța DA este primul pas spre unitatea dreptei. Ne solidarizăm, revenim alături unii de alții, ne redescoperim în felul acesta, uniți, nu doar pentru că trebuie să ținem piept răului, ci și pentru că dorim să construim împreună binele. Și binele nu poate să vină decât din rândul a două partide care nu au datorii către nimeni, decât către propria țară și către neam. Unitatea de acțiune a dreptei în cazul acesta este esențială. Nevoia de unitate și poate în timp nevoia de unificare înseamnă idei, platforme comune, dar și alăturare publică, angajată a tuturor forțelor politice din dreapta, care gândesc ca noi, care simt ca noi și văd nevoia de lucruri bune care să se întâmple într-o țară pe care dușmanul USL o dărâmă. Președintele PNCCD a susținut că prima tentativă de unificare a dreptei a fost ARD, dar din păcate acest proiect politic nu a rezistat. A existat un prim pas și o primă tentativă cu ARD-ul. Cu toții am participat la acest proiect politic. Din păcate, proiectul politic nu a rezistat. Nu a rezistat nu pentru că n-ar fi fost necesar, nu că n-ar fi fost atât de important pentru partidele noastre, ci unii lideri de la PDL au considerat că ar fi mai bine să rupă această alianță. Eu cred că a fost vorba mai mult de orgolii, dacă nu cumva de lipsă de viziune politică. Această alianță apare ca o necesitate. Este o necesitate nu neapărat pentru partidele noastre, ci pentru un electorat al dreptei, care de 24 de ani este permanent fărâmițat, trădat, manipulat
Alianța Dreptate și Adevăr a fost denumirea alianței dintre PNL și PD, care a candidat la alegerile din 2004. Forța Civică și PNCCD au făcut parte din alianța electorală ARD, alături de PDL, sub sigla căreia au candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2012.